În această lecție vom discuta despre determinarea dreptei și determinarea planului. Vom începe cu o definiție. Spunem că o figură geometrică este determinată de anumite condiții date dacă este singura figură care determină aceste condiții. Să discutăm despre determinarea dreptei și ne reamintim o axiomă din lecția trecută în spațiu prin oricare două puncte distincte trece o singură dreaptă. Spune mai pe scurt că două puncte distincte determină o dreaptă. Să vedem cum putem determina un plan. Avem un plan alfa și trei puncte necoliniare. Astfel putem spune că planul alfa este determinat de punctele FG. Atenție mare, cele trei puncte trebuie să fie necoliniare. Și notăm alfa egal cu FG în paranteză. Deci planul alfa se poate nota și așa, planul FG. Bun. Cum putem determina altfel un plan? Avem un plan beta și o dreaptă d și un punct exterior acestei drepte, punctul j. Practic, o dreaptă și un punct exterior ei determină un plan. În cazul nostru, planul beta este determinat de dreapta d și punctul j. Și putem nota planul determinat de dreapta d și punctul j în acest fel. Planul gamma. Planul gamma este determinat de două drepte concurente, e și f. Practic un plan poate fi determinat de două drepte concurente. Și notăm gamma este egal cu planul determinat de dreptele f și e. Planul delta, planul delta este determinat de două drepte paralele, avem g paralel cu h, deci practic un plan poate fi determinat de două drepte paralele și este notat sub forma aceasta. Deci planul gamma este planul determinat de dreptele g și h, aceste drepte fiind paralele.